vârstă se spune la multă sănătate. Că la cu multă anii... sănătate atunci, doamnă, să fiți fericită și iubită. Mersi, mersi. Un buchet de flori și din partea noastră. Hai, mersi, să vă pup. Vă pupăm, de română. Mersi. Asta e o culoare a sezonului. Știm că vă plac florile și atunci ne-am gândit. Am o grămadă acasă. Am noroc că ploaia asta n-a bătut cu grindină ca să mi le strice. La mine grădina este un paradis. V-ați întors recent dintr-o altă vacanță, din multele cele pe care le petreceți. Drăgălașilor, eu nu merg în vacanțe, că dacă 6 luni pe an nu poți să ai vacanță. Eu merg să învăț. Sunt experiențe culturale? Experiențe culturale și politice, deci ca să înțelegi ce ți se întâmplă și ție și copiilor pe care vrei să-i faci, trebuie să înțelegi încotro se îndreaptă lumea. Ori trebuie să te duci, trebuie să te duci acolo să vezi la fața locului. Nu să te lași amețit, am văzut că ați dat cu Mykonos. Nu vă duceți pe copii în Mykonos. Este una dintre deci destinațiile foarte dorite la momentul ăsta. Promovate! Da? Așa e. Cum se duc părinții cu copiii la Paris, se duc la Disneyland, în loc să se ducă cu copiii la, să aibă copiii niște experiențe ați inedite. Ați fost la Mykonos? Am fost, eu am văzut insulele grecești, da? Pe unde vreau să vă spun ceva. Pe acolo vreau să vă spun ceva. În insulele grecești, dacă e vreme cum e acum, și au fost situații, și ele nu au agricultura lor ca să asigure minimum de mâncare, riscul este să mor de foame. Deci când îți alegi o insulă, Naxos, de exemplu, jumate, este producătoare de ulei, de pește, de ce vreți voi, da? Acolo nu mor de foame, de brânză de Naxos, da? Eu nu înțeleg, de ce vă place, eu știu, pentru cluburi mergeți. Da. Ne-ați ficit bine, dar haideți să ne reîntoarcem în Franța, acolo unde ați petrecut câteva zile. Unde nu prea sunt cluburi. Câteva zile de vis, sunt și acolo, pe coasta de Azur, nu? Un pic. Acolo, dacă vrei să vorbești, dacă vorbești rusește, arabește, chinezește, da, dar nu. Povestiți-ne despre experiența. Franța este superbă dacă nu te duci cu turma. Da, ca orice excursie, nu te duci cu turma. Am văzut și familii cu copii de nici până într-un an de zile, care erau fascinați. Zona castelelor de pe Valea Loarei, eu am mai fost acum, și aveți dreptate într-un fel, am văzut acum 15 ani, și nu mi-a zis nimic. După ce am citit Amante și Regine despre Amante, cum ieși la... Ce dați voi la televizor toată ziua? Credeți că acum 500 de ani erau amante de alea care... Era mai rău. Da? Și după ce am citit Amante și Regine, am recitit istoria Franței. Dumnezeu, a fost fascinant. Cel mai frumos castel de pe Valea Loare, pe care vă sfătuiesc, mai ales voi, fetelor, să le vedeți, este Castelul Doamnelor, care este Chenonceau. Unde? Diane de Poitiers a fost amanta lui Francisc I și porma a fost amanta lui Fisul, care s-a căsătorit cu Caterina de Medici și care după aia a fost o doamnă care a avut un frate care s-a căsătorit, care a vândut legiunea de onoare. Știi că la noi acum se vând diplome de bac și de subiecte. Atunci se vindea legiunea de onoare. Deci, povești. Îi se numește Castelul Doamnă. Și e Luis, care e nevasta lui Henric al III-lea, care era de fapt iubitor de băieți. Că bine a zis, că am și obițul românesc. Și atunci nu se putea spune și mai departe. Deci, nu te duci cu dalea, cu cartea de istorie predată de profesorul ăla care te trăgea de urechi. Te duci cu cărți de-astea și sunt toate castelele care nu erau ale regilor, erau ale miniștrilor de finanțe sau ai băieților care strângeau dările, de la ANAF de atunci, da? Și toate castelele alea sunt făcute cu bani furați de la contribuabil. Deci nimic nu s-a schimbat pe lumea. Da, am o curiozitate, doamna tată. Când vă alegeți o destinație într-o vacanță, chiar și aceasta ultima pe care o comentăm, în care v-ați petrecut de altfel și ziua de naștere. Întotdeauna în Franța am petrecut. O gândiți cu ceva timp înainte sau 6 luni spontană? De zile. Sunteți spontană de acum peste o săptămână? Dacă ești spontan, ești spontan pe portofelul tău. Am un băiat. Tu câți ani ai, mami? 22. A fiii mei are 25. Păi și zic, ce faci, mamă, în vacanță? Păi zice, nu știu încă. Vacanța este de pe 9 august. Păi și, deci, trebuie să-ți iei bilet. Păi dacă vrei să te duci cu feribotul sau cu mașina, n-ai loc, dormi pe jos. Deci, eu cu 6 luni, acum am biletele luate de Revelion, de la
1 februarie. Și bănuiesc că financiar faci o mică... Nu o mică, o mică mare. O mică mare. Plus că ai locurile cele mai bune în avion, ai prețurile cele mai bune. Deci plec la, în septembrie la New York să văd ce au făcut primarul ăla, comunist, socialist, ce-o fi acum. Eu mi-am luat bilet, cameră, nu cu la hotel, la hotel la New York te omoară. Mi-am luat din ianuarie pe vrbo.com și să, mi-am luat... Să nu facem nu, că nu e, vrbo nu e în România. Deci nu, e numai în America, e din Texas. Și mi-am luat un apartament cu terasă, că acolo nu poți să fumezi nici pe mijlocul drumului, da? Și mi-am luat un apartament cu terasă și la niște prețuri imbatabile. Acum, dacă vrei să te duci să-ți aranjezi, no chance, baby. Stai de alea chinezești cu 300 de dolari și n-ai sistem de anti-incendiu. Doamna tată, eu cum arată o zi din vacanța dumneavoastră? De exemplu, a, de când mă trezesc la micul dejun până seara. Nu este vacanță. Sunteți scol... organizată pe ore? Deci ai, am traseu. Așa. Am scos, eu lucrez și după aia scriu. Dacă intrați pe, pe blogul meu, o să vedeți. Acum o sunt... Toată excursia asta este în 5 povești. Și am hârtie și spun tatăl, mâine dimineață avem de făcut 300 de kilometri, ne sculăm la ora 8, bem cafeaua și croissantul, dacă suntem în Franța, la colț, dar și în America, și la Tokyo. La Tokyo mai acolo am mâncat orez de dimineață. Și după aceea, la ora 8:30, cel mai târziu 9, suntem la drum. La ora 12:30, întotdeauna, mai ales în Franța, la 12:30, trebuie să știi unde mănânci. Acolo poți să cu rezervări făcute de dinainte, evident, pentru totul că, stabilit. Așa, la ora 12:30 ne așteptăm la masă, se bea rozeu, că acolo ai voie să bei roze. Dar noi nu avem voie de zero alcool. Acolo, la francez, de asta sunt așa frumoase femeile lor și n-au... Beau de la micul dejun. Nu, la 12:30. Nu, la ei... croissantul, cafeaua și un par cu apă, nu? Și la 12:30 o să vedeți. Oriunde în Franța, mai ales în zonele, în satele, orașele mai mici, la 12:30 se golesc străzile și se umplu terasele. La ora 2, lumea merge din nou să redeschid magazine. La ora 7:30, iarăși, știi exact, te duci ție un aperitiv la o cafenea unde sunt localnici, mai schimbi o părere, îl înjur pe Macron, o ridici în slăb pe tanti aia care a câștigat acum. Asta e frumos. Nu te duci... Eu nu mă duc... Niciodată nu m-am dus la petreceri, la... Nici nu le-am cu opera, cu teatru, cu de-astea. Doamna tată, uitați, sunteți pe aceeași lungime de undă cu soțul dumneavoastră privind programul din, din vacanță? 35 de ani, fără să ne strângem de gât, să ne tăiem gâturile, să ajungem în breaking news. Lucrurile făcute împreună ne leagă. Facem sport împreună, călătorim și ne place să mâncăm. Bine că la bătrân de asta nici nu am luat 2 kg, nu pot să le dau jos. Noi și aleg restaurante nu scumpe, cum sunt astea din Herăstrău de la noi. Restaurante se numesc bip gourmand. Adică nu cu prețuri mari, dar restaurante mici, restaurante de familie, pe care le găsești pe anumite site-uri sau sunt, dacă intri și verifici și întrebi, păi, unde mănâncă cel mai bine la cucuieții din deal localnici? Și dacă stai jumătate de oră, găsești. Deci localuri care nu sunt neapărat destinate turiștilor, sunt mai mult pentru cei alea turistice sunt pentru americani și japonezi care fac poze la copaci, la paturi, la WC-uri, în castele, nu. Doamna tată, îi spuneți că tocmai pentru că ați jucat în același film cu soțul dumneavoastră, v-ați înțeles și vă înțelegeți în continuare de atâția ani. Și știu că ați mai vorbit despre povestea frumoasă de dragoste pe care o trăiți în continuare. Ai terminat cu dragoste, voi sunteți mort după dragoste. Dragoste care s-a transformat în respect. Suntem colegi de cameră. După 60 de ani ești coleg de cameră. Eu nu mi-am permis să vă spun așa. Ai existat și momente în care ați avut divergențe cu soțul dumneavoastră? Acum avem divergențe cu GPS-ul, da? Ăla care are o gagică acolo, care mă enervează, îl înveți numai la prostii. Și, puteți să schimbați vocea, să fie de bărbat. Ăla e și mai tâmpită, mi-a pus-o la un moment dat. Nu, dar GPS-ul nu este atât de datat ca Google-ul. Și ne certăm că greșește drumul, iar înainte ne certam pe destinații. Mie, soțul meu nu e un tip atât de... Eu sunt extrovertită. El nu-i place cu lume multă, nu-i place să mergem în zone aglomerate. A fost o perioadă când am fost și eu tânără și îmi plăceau chestiile alea aglomerate.
Ne certam pe... Eu am vrut să plec în... Să vă dau un exemplu. Eram acum vreo 30 de ani. Eu vreau în Franța și el zicea: nu mă duc în Franța, chelnerii sunt mitocani, francezii spun nasul pe... Hai mă, Victor, să vedem Franța. Acum e nebunit, nu, pretrecem în Franța două luni pe an. Dar hai, Victor, să mergem în America. Nu vreau americanii ăsta. Deci genul ăla de bărbat din România care are idei puține și fixe, da? Hai, Victor, să mergem într-o... Dar știi cum făceam? În seriile când mai bem un pahar de vin și e bine dispus, atunci ai zic: Victor, hai să facem. Și atunci pe loc, cu 6-7 luni înainte, păi eram cu operația de trocanter, știi? Și nu am putut să mergem la schi și într-o seară el vine de la schi, era vinovat că eu nu puteam să schiez. Zic: Victor, vreau și eu în reunion. Ce ești împită reunion? De atunci mergem în fiecare an. Dar voi, femeile, trebuie să știți cum să-i luați pe copiii ăștia care nu îmbătrânesc niciodată la creier. Văd că știți soluția exactă și soluția perfectă în a-l convinge pe bărbatul. Dar niciodată când e nervos. Niciodată înainte de masă. Fetelor, minte. Băgați la cap. Fetelor, băgați. Niciodată nu, nu discuți în contradictoriu cu bărbatul tău sau cu iubitul sau cu amant, ce vreți cum îi spuneți, sau cu partenerul de cameră înainte să mănânce. Așa, deci mai de-aia e bine să mănânce. Deci, un bărbat flămând este un un sac de box. E ca o femeie fără perechea de pantofi pe care o visează. Sau mai mult sau mai puțin. Fără poșeta, fără căinuțele și așa mai departe. Sau fără animalul de companie. Și totuși, doamna tată, eu sunt tare curios. Ce v-a legat atât de mult de Franța? Franța este... Nu acum. Acum Franța este pain in the ass cu ce se întâmplă la Bruxelles cu domnul Macron. Dar Franța, pentru ce ar trebui să înțelegeți, până la Revoluția franceză. Eu am făcut istorie universală la liceu, acum nu se mai face. A fost leagănul creștinătății. Toată cultura asta, pe care voi acum o luați de bună, așa cum luați de bun ăla bun de butonat sau telefonul mobil, care pe vremea mea nu exista, în Franța, până la Revoluția franceză, acolo s-a creat cultura acestui continent, care acum a luat o razna că ea, la Revoluția franceză, au luat popii, au distrus biserici, acum e cu minoritățile, cu de-astea, mai puțin cu cultura. Franța de astăzi se duce de râpă. Dar eu mă duc pe urmele Franței până în secolul 17. Doamna tată, vorbiți-ne puțin și despre băiatul dumneavoastră. Nu mai bine în țară, e la Milano. Știu că până nu de mult făceați vacanțele în trei. Vreau să spun că deci până la 18 ani, asta a fost regula, nu? Te duci, mai te înveți acolo prostii cu gaștile, ce faceți noaptea, cel puțin vacanța la schi, știu că era nelipsită. Da, na. Dar în momentul când a plecat la facultate, la Londra, mie nu-mi place, Anglia. M-am dus acolo de nevoie. Dar acum e la Milano, e designer. Acum am zis de vorbă. Ce înseamnă că-ți placă ce faci? Zice: mama, știu tot despre testele de sarcină. Eu am înlemnit, zic, te rog eu frumos, sper că nu... Nu, mama, am făcut un test de sarcină super cool, de secolul 21. Zic, mi-a stat inima în loc, mi-a zis că știe tot despre... A făcut un test de sarcină, acum face robinete, mi-a trimis o de-asta de înghețată. E nebunit. Se scoală la 8 de dimineață. El, care se culca la 3 noaptea, se scula la 3 a doua zi. Nu mai se mai uită la televizor, dar este îndrăgostit de ceea ce face. Ceea ce este. Și mi-a spus: mama, nu mi-am imaginat niciodată că o să mă scol de dimineață și o să mă bucur că mă duc într-un loc unde o să stau 9 ore. Și asta vă doresc și vouă. Ați avut vreodată vreun moment în care băiatul nostru a plecat de acasă, așa cum este normal fiecare dintre noi să facem și să ne urmăm visul, și să vă dați seama că timpul trece și să aveți așa un moment poate de melancolie? N-am avut timp, pentru că mi-am populat casa cu atâtea mâțe. Deci eu am 5 pisici, am avut și pisica lui fiul meu cât a avut examene. Luați-vă pisici în casă, fiecare are altă personalitate, se bat, sparg, ieri mi-au prins pe terasă un pui de coțofană, vai de mine, și l-au tăvălit, dar nu i-au făcut nimic, da? Deci eu cu pisicile am o ibană, n-am timp să mă plictisesc cu politică, cu...
Nu. Și să ne reîntoarcem puțin la ce. Și eu nu sunt mămoasă. La ce ne-ați spus că v-a speriat foarte tare și anume acel test de sarcină. Când mi-a zis că mi-a zis că mama sunt specialist în test. Oh! Ce, am făcut cel mai cool test de sarcină de lume. Da, dumneavoastră sunteți o femeie... Deci, el a făcut product design, da? A făcut inclusiv și o de-aia de rugăciune și când ești specializat, nu pe mașini, nu pe fashion... În fashion n-am vrut să-l las, că cine știe ce apucături ar fi luat. Ia zi. Doamna tată, eu sunteți o femeie și o mamă extrem de modernă și de deschisă. Nu, de eu nu le-am cu drăgălășenii și cu de-astea. Dar totuși, cum ați reușit să îl lăsați să plece de acasă, să-și vadă de viața lui și totuși să-l și feriți de ispitele vieții și de ispitele de care orice adolescent eu am trăit în comunism. Se împiedică sau nu la un moment dat. Și am învățat metodele statului paralel. Never ever, pentru că nu, de ce pe vremea aia, ce puteai să-l bagi pe unul la zdup, ca în jurat, l-a înjurat pe Ceaușescu? Nu, inventai că nu știu ce a făcut și va ajungea la pușcărie pe altceva. Deci, noi părinții care am trăit în comunism avem niște metode pe care ei le-au exersat cu noi. Niciodată pe față, niciodată nu te spui, ba, nu-mi place gagica aia. Sau, bă, prietenul tău ăsta e cam dus cu pluta. Niciodată n-am spus. Da, chiar că, cum ați reacționat dacă ar veni cu un test de sarcină făcut de el și vara spune că rezultatul... Nu, știu că... Subliminal știu că nu se poate. Dar atunci am reacționat așa că mi-a zis, mama, sunt specialist. Nu, el mi-a spus următorul lucru. Mama, tu m-ai făcut la bătrânețe, eu l-am făcut la 38 de ani, da? Și n-ai avut timp să te ocupi de mine, că te-ai ocupat de business-ul tău. Mama, eu vreau, când voi avea un copil, să am o nevastă cu care o să stau toată viața, nu să divorțez cum au făcut părinții prietenilor mei și văd cât suferă. Vreau să-mi cresc copilul, să-l iau cu mine peste tot de la o lună, nu cum ai lăsat pe mine tu la bunii și m-a crescut bunii și șoferul și nu știu care. Eu vreau copilul meu să crească cu dragoste, chiar dacă... nu o să aibă atâția bani cât mi-ai oferit tu mie. Deci, și mi-a spus, până nu găsesc o femeie cu care sunt sigur că nu o să o strâng de gât, nu fac copil cu ea. E bine cum gândește. Da, nu, și eu i-am spus pe mine să nu mă pui să cresc copii mici sau chestii de genul ăsta, că eu sunt încă copilăresc. Nu, doamna, eu tată, nu. Eu vă mulțumim din suflet că ați venit în această dimineață la noi. Și aveți grijă când mergeți în excursii, luați-vă copiii cu voi, chiar dacă au 3 luni de zile. Este importantă.